Bună seara. De la Poliția Comunitară vă deranjez. Da, spuneți, vă rog. Sunteți domnul Reanu? Da. Avem o reclamație la adresa dumneavoastră și am zis că mai întâi să stăm un pic de vorbă, să lămurim situația. E vorba despre ofițerul stării civile de la primărie. Da. Cu care am înțeles că ați avut un conflict. I-ați aruncat porțile, nu mai are omul porți, acum i-au fugit câinile din curte. M-am dus la el la poartă că am avut o nelămurire cu dumnealui. Că am fost la stare civilă, am vrut să mă căsătoresc și domnul m-a refuzat. Ați vrut să vă căsătoriți? Da. Și de ce v-a refuzat? Păi noi suntem o familie așa mai de glumit și când am ajuns acolo la momentul când m-a întrebat cetățenii, e în căsătorie pe domnișoara și i-a răspuns domnului, dumneavoastră ce părere aveți? Nu vedeți cum arată? Cine n-ar lua-o? Eu sunt o fire mai veselă, așa și mai glumeață. Și vreau să mai ies și puțin din tipare. Domnul de la starea civilă a refuzat. Niște prieteni de mine, fiind de la țară, mai de la coada vacii, au început să râdă, toată lumea a început să râdă, toți chicoteau pe acolo. Domnul la starea civilă s-a supărat și a plecat. Domnul a zis că nu mai putem continua așa, că ne bate în joc, lumea râzând acolo. Am zis, domnule, dar de ce? Eu vreau să mă căsătoresc. Ce am zis greșit? Și am mai stat acolo vreo 10 minute, un sfert de oră. L-am căutat prin primărie, după el, cei de acolo mi-au transmis că nu se mai oficează nimic, că s-a terminat, că el nu mai vrea să facă așa ceva, că își bate joc lumea de el. Matale ai făcut o ilegalitate, că nu trebuia să duci la el acasă, la om, să-i smulgi porțile. Da, domnule, dar eu aveam totul pregătit acolo, am plătit salul, petreceri, nașii mei veniți tocmai din Italia, de la muncă special pentru așa ceva, am adus lăutari, dar își bate joc de mine un nenorocit de ăsta, un nesimțit, care-i plătit din banii publici, țăran. Coclet. Noroc că n-am avut pregătită și nota, numai cu mine civil, petrecerea cu mine civil, ca să ce făceam. Seara la petrecere m-am amețit și am prins curaj că la băutură nu prea mai gândești omul. Și m-am dus la el să-i cer socoteală. Te-ai dus la poartă la el? Da, normal. Este datoria lui să mă cunune. Unde scrie că trebuie să spun da, obligatoriu. Normal. M-am dus la el la poartă și am bătut în poartă și azi să vorbim. De ce nu am vrut să continui? El a ieșit că de ce mă deranjez, că-s cu soția mea în pat. Și păi normal, de ce vrei să fii cu soția mea în pat? De asta n-ai vrut să oficiez căsătoria. Și a tras eu puțin de poartă și avea o urâtanie, o uscăciune de câini, de asta și au fugit. Cred că și câinii și-a făcut cruci cu limba în gură că a plecat de la el de acasă, că a scăpat din nebunul ăla. Dacă era un câinat așa de stăpân, nu stătea acolo să-l apere, nu fugea ca prostul. Ce să-i fac dacă a fugit? Să dau și câinii seama cât e de prost stăpânul. Puteai să faci dumneata glumă după ce te-ai căsătorit. Că în momentul când ofițerul stării civile te întreabă dacă vrei să o iei în căsătorie, se răspunde cu da sau cu nu. Da, domnule, eu nu am spus nu. Și subînțelege că da, la cât e de frumoasă și bine arată. Normal, nu? Unde scrie că trebuie să spun obligatoriu da. Și de emoții sincer să fiu atunci, am mai zis și eu altceva, n-am zis da. Și la poartă acolo cu cine mai erai, matale? Mai eram cu un prieten de-a meu, cu nașul meu, de fiecare din Italia. Și el fiind dorea că mai de la țară, țărănoi din ăla cu vână, hai cu mine. Cine-i țărănoi? Nu, așa ăsta meu, e mai de la țară și eu spun țărănoi așa. Dar el nu stă în Italia? Ba da, dar tot țăran rămâne. Cum? Tot țăranul. Nașul matale? Da, domnule. Și nașul matale te-a îndemnat la rău? Da, domnule, fiind băut, am doi luni, haide eu la el acasă. Și el s-a stricat casa și s-a stricat lui casa, gardul, poarta, așa fi. O zic că eu vin din Italia să-și bat un bou joc din noi. Așa, și gardurile cine i-l-a rupt? Amândoi, domnule, câți eram din nervoși, ne-am împins în ele. Am început, hai, călari pe el să luăm. Hai, călari pe el și amândoi, un, doi, trei și... Hai, și am împins gardul. Și s-a rupt gardul ăla. Cum ați făcut? Am împins. Am zis, hai, un, doi, trei și amândoi și ne-am împins în gard. Hai, și a rupt gardul omului. Asta este. În momentul atunci când știi omul când e... Nu mai gândești. Problema acum e că, na, el a pierdut și câinile și ala. Când a văzut câinile gaură în gard, a fugit, s-a uitat la mine așa, parcă a zis, bă, dar prostii că l-am eliberat. A zis că a scăpat de dracu, cred, de asta fugea așa. Și acum ce trebuie să faci, vrei să-i cumpăra al câinii, gard? Fapta a fost făcută cu premeditare sau nu? Nu, domnule, cu nașul meu a fost făcută. Cum? Cu nașul meu a fost făcută. Nu a fost cu premeditare? Nu, cu nașul, domnule, nici nu, n-a fost cu aia. Mâine dimineață trebuie să veniți aici să dați o declarație, să... Da, domnule, vin, dau declarație, dar de ieși el declarație, deci nu au vrut să mă cunune. Știți cum să spune, că este autoritate publică, este funcționar public și nu trebuia să acționați la modul ăsta. O fi, domnule, funcționar public, dar eu, de exemplu, dacă mă are bunicul și-i spune ce frumos e sat de lui bunicul mort cu mâinile pe piept. Cum? Mă duc acolo, mă are bunicul și-i spun, uite ce frumos e sat de lui bunicul, zici că e viu. El de acum nu mai înseamnă certificat de ce, că am făcut un compliment lui bunicul. Vii mâine acolo la poliția comunitară și întrebi, notează acolo de mine. Cum vă numiți dumneavoastră? Subinspector? Da. Daniel Buzdugan. Fost o farsă! De ce vă bateți joc de mine, domnule, și așa, nu ți-i rușine o leacă. Dar prietena ta ce spune?
E, prietena mea e cam supărat acum, că ea nu mai vezi căsătorească, am făcut glume în primărie. Eu i-am făcut un compliment, de fapt. Vrei să-i transmiți ceva prietenei tale? Și transmit că o iubesc, că pentru mine rămâne cea mai frumoasă din lume și de-abia aștept să mă căsătoresc cu ea. Oficialul de stare civilă, aveți un mesaj pentru el? Un mesaj că este prost, un mesaj că nu-i plătesc gardul și un cadou din partea mea, îi trimit multă carne, că asta merită. Și nu-i plătiți gardul? Nu îl plătesc, că n-am de ce. Să zic că boda prostii că a scăpat câinile de el. Hey!